La 14 martie 2008, așadar în urmă cu 15 ani, trecea la cele veșnice la vârsta de 88 de ani Chiara Lubich, fondatoarea mișcării focolarelor. Funeraliile ei au fost celebrate la 18 martie, fiind prezente numeroase personalități politice, dar și reprezentanți ai diferitelor religii. Papa va trimite mesajul său în care laudă sintonia ei cu gândirea pontifilor romani, uneori anticipându-le gândirea și acțiunea, iar în predica ținută de cardinalul Bertone, chiar este asemănată cu o stea deosebit de strălucitoare a secolului 20, asemănătoare cu Maica Tereza de Calcuta. Despre mișcarea focolarelor și despre Chiara Lubich ne dorim să dedicăm următorul interviu și următoarele minute. Mă bucur să le salut alături de noi pe invitatul nostru de astăzi, un episcop care încă din anii seminarului putem spune că a cunoscut-o pe Chiara Lubich și a cunoscut mișcarea focolarelor. Ne va spune însă mai multe chiar sfinția sa. Îl salut alături de noi pe preasfințitul Anton Coșa, episcop de Chișinău, lăudat să fie Iisus Hristos, și bine ne reauzim, ne reîntâlnim cu ascultătorii RCS FM, preasfințite. În vecii vecilor, amin, vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim și noi că ați acceptat invitația noastră de a nu lăsa să treacă o zi atât de importantă, chiar și pentru România, și vom vedea acest lucru de ce, cum este ziua în care trecea la cele veșnice Chiara Lubich. Preasfințite, am citit și am auzit multe despre Chiara Lubich și despre opera Mariei, mișcarea focolarelor, pe care a fondat-o dânsa fără să vrea, așa cum obișnuia de multe ori să spună. V-aș întreba cum ați perceput, preasfinția voastră, această nouă realitate în biserica noastră și care credeți că au fost elementele de bază ce au dus la o răspândire atât de gravnică în numeroase țări ale lumii. Într-adevăr, chiar a recunoscut nouă dată faptul că dânsa nu a voit să dea naștere unei mișcări noi în biserica noastră. A voit doar să pună în practică cuvântul lui Dumnezeu. În clipele de groază ale războiului, când peste tot cădeau bombe aducătoare de moarte, împreună cu câteva prietene de vârsta ei, ascunse în adăposturi subterane, la lumina slabă a unei lumânări, citeau diferite texte din Scriptură și așa au descoperit cuvântul viu. Au înțeles că acele fraze erau scrise pentru a fi trăite. Acesta cred că a fost primul element ce a dus la o explozie de iubire și dăruire din partea micului său grup de fete, ceea ce a început să placă oamenilor și așa a început să atragă lumea. În acele clipe de distrugere și pierdere de tot felul, chiar a înțeles că totul este trecător, că nimic nu poate dăinui, că niciun proiect de viață nu este sigur, că numai Dumnezeu este veșnic. Și atunci ele au decis să-L aleagă pe El, singurul lor bine. În contact cu cuvântul lui Dumnezeu, au înțeles că El, Dumnezeu, este iubire. Și tocmai iubirea lui Dumnezeu a fost marea lor descoperire. Au înțeles că Dumnezeu le iubește. Închipuiți-vă ce fundament solid în trăirea lor creștinească, convingerea că sunt iubite de Dumnezeu. Iată, un alt element important, aș zice, cel mai important, care a generat multe chemări. Se spune că de la început numărul celor atrași de această nouă experiență spirituală a crescut așa de mult, încât a produs o anumită îngrijorare în biserică. Unii preoți și prelați, temându-se să nu se nască o sectă. Am auzit spunându-se că un alt element de bază al acestei noi spiritualități a fost și idealul unității. Ut omnes unum sint. Așa este? Exact, exact. Citind paginile Evangheliei, aflându-se încă în acele adăposturi subterane, ochii lor s-au oprit asupra acelui pasaj din Evanghelia după Sfântul Ioan, care spune ca toți să fie una, după cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine,
ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Așa au înțeles că Iisus le chema să se dăruiască promovării unității creștinilor, ba chiar a tuturor celor care îl caută sincer pe Dumnezeu, urmând căile lor, dar punând drept condiție iubirea reciprocă. Altfel, unitatea nu poate fi realizată cu niciun preț. Acest ideal al unității a atras mulți oameni de bunăvoință și chiar mulți episcopi și-au ales ca moto acest pasaj, ca toți să fie una, printre ei și episcopul nostru emerit din Iași, preasfințitul Gherghel. Într-o lume dezbinată și închisă în propriile interese, fără îndoială că este nevoie de un impuls care să motiveze și să promoveze unitatea. Iar în acest sens, mișcarea focularelor a avut și încă mai are multe de spus. Cu atât mai mult cu cât idealul unității este cunoscut nu numai în biserica noastră sau în celelalte biserici creștine, ci și în alte mari religii precum islamul, budismul și iudaismul. Apropo, există focularini în toate bisericile creștine, dar și în aceste mari religii. Într-adevăr, mișcarea s-a răspândit repede și așa a ajuns în multe țări, inclusiv și la noi în România, de mai mult timp, cred chiar din timpul comunismului. Preasfințite, nu odată ați vorbit și chiar ați publicat gânduri despre faptul că din tinerețe ați fost atras de spiritualitatea unității promovată de Chiara Lubich. Ne-ați putea relata câte puțin din experiența pe care ați trăit-o personal? Într-adevăr, am vorbit nu odată despre faptul că eu însumi am fost atras de carisma Chiarei Lubich, chiar din timpul seminarului. Indiferent ce gândesc alții, eu afirm că viața de seminar are un specific al său, impregnat de multe încercări, renunțări, uneori chiar și de dubii cu privire la propria vocație. Cu cât înaintez mai mult, cu atât drumul devine mai greu. Nici eu nu am fost scutit de astfel de greutăți. Îmi amintesc că, la un moment dat, am avut o tresărire de orgoliu. Am început să mă gândesc că nu sunt vrednic să fiu preot. Mi se părea că am prea multe defecte, sunt prea concentrat asupra mea. Mi se părea că nu este drumul meu. Dar am început să caut totuși lumina, să cer sfat de la directorii spirituale și mai ales de la Iisus din Sfântul Sacrament, pe care îl vizitam în fiecare pauză. Ei, tocmai în aceste împrejurări, când mi se părea că vocația mea se destramă pentru prima dată în viața mea, am auzit despre cuvântul viu al lui Dumnezeu, despre cuvântul care devine viu prin viața mea. Și am început să fac diferite experiențe în trăirea cuvântului. Așa am început să meditez despre Dumnezeu iubire, despre Iisus părăsit și abandonat, despre prezența lui Iisus în mijlocul celor care trăiesc iubirea reciprocă și așa mai departe. Și, desigur, în căutările mele am ajuns să cunosc diferite persoane care făcuseră deja cunoștință cu experiența Chiarei, chiar de la noi, din România. Așa am început să primesc și eu cuvântul vieții, pe atunci scris la mână, și am început să-l citesc împreună cu câțiva confrați și apoi să-l punem în practică, povestindu-ne unii altora experiențele trăite. Nu exagerez când voi spune că încetul cu încetul această experiență mi-a lecuit toate greutățile spirituale și m-am împins să-mi continui cu curaj formarea mea preoțească. În acest sens pot spune că însăși Chiara și experiența ei mi-a venit în ajutor. De aceea îi sunt extrem de recunoscător. Mai târziu, când am avut ocazia să mă întâlnesc cu dânsa, i-am mulțumit personal. Iar astăzi îmi amintesc cu drag de dânsa și mă rog
ca în curând să fie ridicată la cinstea altarelor. Și așa facem și noi în mod deosebit astăzi, dar nu doar astăzi. Mulțumim mult, preasfințite, pentru această, nu doar pagină de istorie, dar mai ales pagină de istorie personală pe care ați dorit să o împărtășiți cu noi, această mărturie care cu siguranță ne este și nouă de folos, pentru că fiecare dintre noi în drumul de credință mai avem momente când poate ni se pare prea greu, dar iată, chiar și această mișcare și această spiritualitate a unității ne poate ajuta în drumul nostru de credință. Vă dorim o zi binecuvântată în continuare și o sărbătoare frumoasă, pentru că facem sărbătoare astăzi gândindu-ne și rugându-ne pentru Chiara Lubich. Vă mulțumesc și eu încă o dată pentru această invitație și vă doresc în continuare o zi binecuvântată. Mulțumim, așa să fie. A fost alături de noi, dragi ascultători, dragi telespectatori, până în acest moment, preasfințitul Anton Coșa, episcop de Chișinău. Am vorbit despre faptul că astăzi se împlinesc 15 ani de când trecea la cele veșnice Chiara Lubich, fondatoarea Mișcării Focolarelor.